Bună dimineața, domnul Dani, bună dimineața, domnul Răzvan. Domnul Dani, nicio aluzie, dar totuși trebuia să ajungem la primul târg de nunți al anului de aici, la Palatul Parlamentului. Și așa cum ai spus și tu, uite, am ținut cont de sfatul tău, m-am oprit în zona candy barului pentru că am aflat că nu există nuntă fără candy bar. Eu cred că aici, nu știu, se întâmplă ceva, este un secret. De exemplu, cred că vor să îndulcească neamurile din partea mirelui, din partea miresei, pentru că la început sunt puțin mai acrișoare. Neamurile se uită cine vine, ce nu vine, cum e îmbrăcat. Adică așa cred eu. Sărămâinile, Cristina, bună dimineața! Care este secretul ăsta cu candy bar, de nu mai există nuntă fără candy bar? Să-i mai îndulcească puțin pe invitați? Glumă, glumă, dar să știi că chiar este dovedit. Cu cât se consumă dulce pe tot parcursul petrecerii, omul este mult mai vesel, este plin de energie și petrecerea este mult mai animată. Candy barul stă pe toată durata nunții, nu? Pe toată durata petrecerii, da. Copilașii cred că sunt cei mai fericiți, că au și ei ocazia să mănânce dulce. Cred că fără restricții la astfel de evenimente. Am văzut acolo un tort, de fapt sunt mai multe torturi și domnul Dani spunea zilele trecute că mai sunt și povești, adică multe torturi le vedem foarte mari, cu nu știu câte etaje, în schimb s-ar putea să fie butaforie. Este sau nu butaforie? Cum stă povestea asta? Da, cele foarte mari, de la un metru în sus, da, de regulă se fac butaforii pentru că devin foarte grele și nu mai pot fi manipulate. Ce conține? Ce găsim într-un candy bar? Adică vine mirele, vin mirii și își aleg ce ar trebui să conțină candy barul? Da, sunt foarte mulți care au anumite preferințe pe anumite tipuri de prăjituri sau mulți se lasă pe mâna noastră a experților să îi sfătuim în ce direcție să o ia. Noi, de regulă, îi sfătuim să meargă pe dulciurile cât mai naturale, așa cum le avem noi prezentate la acest eveniment, pentru că sunt mult mai sănătoase. Perfect. Fără coloranți artificiali și alte minuni rele. Rămâine revin pe la tine și mult succes anul acesta cu nunțile. Apropo de nunți, trebuie să vedem acum, trebuie să vedem care sunt trendurile, ce se poartă, ce nu se poartă, ce își mai doresc mirii. Dora, bună dimineața, bine bună te-am dimineața. Regăsit. Primul târg de nunți al anului. Ceva noutăți anul acesta? Care, ce se poartă, tendințe, că trebuie să știi. Așa este. Mulțumim mult că ați revenit la noi. Este prima și cea mai importantă ocazie pentru cei care se căsătoresc în 2020 să-și cumpere tot ce au nevoie la cele mai bune prețuri. Se poartă foarte mult naturalețea, se poartă relaxarea la nuntă. De ce? Pentru că mirii și-au dat seama că cei pe care trebuie să-i mulțumească sunt invitații, pentru că dacă ei sunt fericiți, atunci și mirii au o petrecere pe cinste. Și atunci se duc mult în zona aceasta de servicii care înseamnă plus valoare, înseamnă prăjiturele pe lângă tort, înseamnă meniu street food pe lângă meniul clasic, înseamnă magicien pe lângă numere clasice de artiști sau de dans. Îmi cer scuze, domnișoare, pe care le vedem acum sunt luate, au venit să-și caute alesul sau ce se întâmplă cu ele, ca să știu? Probabil la edițiile următoare vor face asta. Momentan ele fac parte din prezentările noastre de modă din oră în oră aici pe scena de la Palatul Parlamentului. Dora, îți mulțumesc foarte mult. O să merg acum să revăd un prieten de al nostru, dar cred că este mai mult prieten cu Ramona. Ramona s-ar putea să-l cunoască foarte bine. Să trăiți, bună dimineața! Vă deranjez, îmi cer scuze, cel mai bun prieten al Ramonei și nu știu de ce sunt cel mai bun prieten al Ramonei. Avem interese comune și plăceri comune, ne place Prosecco foarte mult. Apropo de acum, cu nunți, cu evenimente, o ofertă, ceva pentru tinerii căsătoriți? Avem, știi că noi suntem speciali, avem o ofertă foarte specială. Le oferim tinerilor care vin și ne iau la nuntă 50% la divorț. Oferta este transmisibilă. Auzi, hai, lăsăm treaba asta. Mulțumim și mult succes. Și acolo, la final, pe lângă candy bar, am văzut aici cu Prosecco, acolo la mod, am văzut că acum este cheese bar, nu? Fii atent, pe scurt, 20 de secunde. Neața, vreau să-mi spui care este treaba cu cheese barul, ce caută un cheese bar la nuntă. Păi, este ceva nou și se poate, adică înaintea, la începutul evenimentului sau pe parcursul evenimentului, se poate pune și socializare. Tot de la început, adică dacă ajung invitații mai devreme și vin după drum și vor, până ajungem la sarmale, vor să încerce ceva, pac, pac, se rezolvă, nu? Exact, exact, da. Bine, mult succes în continuare. Mulțumim. Domnul Răzvan, domnul Dani, o să rămân aici să aflu ce se poartă acum în materie de nunți, primul tur de nunți. Domnul Dani, o zi frumoasă, o să-ți aduc cele mai bune oferte. Cer scuze, la revedere, uite-mi plăcut.